Pot urma liceul sau facultatea în condiții mult mai ușoare. Tot ceea ce trebuie să facă este să obțină minim nota 5 la examene. Este vorba despre elevii de etnie romă din țara Făgărașului care au o șansă în plus să se înscrie la un liceu sau facultate. În sprijinul lor au venit reprezentanții Asociației Partidei Romilor Pro Europa Făgăraș pentru a le facilita accesul în aceste instituții de învățământ. Asociația Partidei Romilor Pro Europa Făgăraș demarează campania Noi suntem recomandare. Campania asta vizează copiii de clasa 8 care doresc să meargă mai departe la un liceu din municipiul Făgăraș și din județul Brașov și elevii claselor a 12 care doresc să meargă mai departe la facultate. Reprezentanții Asociației Partidei Romilor Pro Europa Făgăraș s-au aflat astăzi la Școala Generală numărul 2 din cartierul Galați pentru a sta de vorbă cu elevii claselor a 8-a care vor să urmeze studii liceale, dar nu au posibilități. Scopul întâlnirii a fost acela de a-i informa atât pe copii cât și pe părinții acestora că pot urma liceul în condiții mult mai ușoare. Totul este ca la evaluarea națională să obțină minim nota 5. Asociația noastră eliberează o recomandare pentru elevii care doresc să meargă mai departe. Recomandare pe care elevul poate intra pe un loc special alocat lor în instituțiile de învățământ din județ. Da, sunt solicitări. La momentul de față, doar în țara Făgărașului avem bază de date. Au fost eliberate în jur de 30 de recomandări. Urmează ca în perioada scurt următoare să ne deplasăm și în restul localităților din țara Făgărașului, unde sunt școli cu pondere mare de elevi romi. Elevii au conștientizat importanța acestei acțiuni și au spus că vor merge la liceul dorit. Pentru că să avem informații pentru unde vreau să mă înscriu la școală. Ai ales deja? Da. La Agricola Industria Alimentară. Și crezi că recomandarea aceasta te va ajuta? Da. Să mă informez. Da, la Industria Alimentară, la Agricol. Acolo vreau să merg eu. Am venit la școală. Și să te informezi? Da, să mă și informez. Și ce ai aflat? Te poți înscrie la? La liceu. Ți-ai ales deja unul până acum? Da. La Agricola Industria Alimentară. Alături de elevi s-au aflat și părinții acestora care au dorit să afle și ce documente trebuie să depună la dosar. Am venit alături pentru că fetița Madalina este fata mea și pentru bursă, pentru ea termina 8-a, pleacă în a 9-a și această bursă e un bun stimul, ca să zic așa, ne ajută și pe noi ca părinți ca să le putem oferi ceea ce le trebuie lor la liceu și pentru a ne informa ce ne trebuie, ce acte trebuie să facem, pentru că zic, copiii în ziua de azi cere multe, salariile noastre sunt micuțe și ne ajută, acest timp lung ne ajută chiar bine pentru școala lor. Programul Noi dăm recomandare a fost implementat de Ministerul Educației și Cercetării. Aproape 40 de școli din județul Brașov au fost incluse în această acțiune și anul trecut reprezentanții Asociației Partidei Romilor Pro Europa Făgăraș au inițiat această acțiune și a avut un real succes printre elevii făgărășeni de etnie romă. S-au eliberat 254 de recomandări pentru elevii din clasa a 8-a care au urmat un liceu și în jur de 12 recomandări pentru elevii de clasa a 12-a care au dorit să urmeze o facultate.